Cezar Petrescu, Fram, Ursul Polar Nevoia învață pe om, cu atât mai mult pe urs. Fram folosi experiențele amare de până atunci în noua lui viață sălbatică. Mai folosi și învățămintele vechi, culese odinioară de la oameni. Acum știa să-și dureze un adăpost, temeinic și arătos, așa cum nu s-ar fi priceput să-l clădească niciun alt urs alb de când se află pe lume urșalbi. Nu mai degera zgribulit ca vai de el într-o văgăună suflată de vânt în zilele de viscol și de urgie. Când nu găsea o peșteră, își întocmea singur vizuina. Clădea sloi peste sloi, cărând pe zile străvezi în brațe, acoperea vizuina cu alt sloi mai lat. Bătea zăpada proaspătă la spărturi, mai își gheba și ușă când pornea urgia de afară. O lespede, astupând intrarea, așa cum trăgea ușa după el în cușca de la circul Struțchi. Astfel deveni un mare meșter zidar. N-a fost nevoie de prea multă bătaie de cap. De câte ori nu văzuse el în cealaltă viața lui pe meșterii circului înălțând din pământ într-o singură zi grajduri, magazii și corturi. Aici nu-l grăbea nimeni. Ziua era lungă de câteva luni. Timp liber, berechet. Nu-l zorea nicio reprezentație de gală cu afișele lipite pe ziduri. Lucra pendelete, tacticos, chipzuindu-se și socotindu-se. E drept că n-avea la îndemână ca meșterii circului struțchi material adus în vagoane și unelte închise în cutii. Nici lemn, nici tempuială, nici nisip, nici mistrie, nici ciocan, nici cuie. O sărăcie lucie! E, da la pol, ca la pol. El nu cunoștea povestea lui Robinson Crusoe, naufragiat în insula deșartă de la celălalt capăt al pământului, în mările calde. Habar n-avea de iscusința cu care Robinson își durase și el adăpost, fabrica ace și ață, își croia străie de piele, domesticea capre și cultiva grâu. Era și el un fel de Robinson Crusoe al urșilor albi, fără să știe descurcându-se din nevoie, cu priceperea și chipzuința lui de animal. Mai greu de dezlegat era însă problema hranei de fiecare zi. Robinson Crusoe avea pușcă și undiță, vâna și pescuia. De câte ori îl răzbea foamea, de îndată îi găsea leac. Dar Fram? Fram era numai un urs care nu învățase să vâneze. Și așa, urs flămând și nefericit cum se afla în ținuturile polare, încă nu se învrednicea să sugrume vânatul cu ghearele și cu colții. Îl priveau din cealaltă viața lui de la circ ochii mari, blânzi, rotunzi și nevinovaței focilor. Păreau că îl privesc cu dojană. De câteva ori trăsese câte o labă vulpilor neastâmpărate. Nu mai pomenise încă asemenea obrăznicături. Le găsea cotropăind în vizuina lui, se hârjoneau și îi dădeau buzna între picioare când dormea Se chemau una pe alta cu un schelălăit ușor Se încă de la o pasăre albă cu care veneau în gură Să umple coliba lui Fram de pene și fulgi Ce ușor i-ar fi fost să le rupă și raspinării Numai să lovească nițel mai apăsat Dar Fram nu se îndura niciodată Întindea o labă moale în glumă așa cum îl atingea pe August cel prost spre bucuria galeriei, în vârful scufiei sau turtindu-i nasul de gogoșar. Vulpea se ridica pocăită de jos, după ce încasa palma și o tulea la fugă, nu mai privea în bucuroasă că a scăpat ieftin. Un timp, frama petrecut și s-a ospătat pe socoteala sălbaticului căpăținos. De la oameni învățase în schimb că toate făpturile au un nume – la circul Strudski, pe leoparzi chema Rajah sau Kim, pe papagali Coco sau Jack, pe elefanți Colos sau strâmbă lemne în trompă, pe maimuțoi Niki și Piki. Toți aveau un nume, o poreclă, o poveste. Fiindcă ursul sălbatic legăna o căpățână cât toate zilele și fiindcă în căpățâna lui nu mija nicio scânteie de deșteptăciune, Fram îl numi Căpățânosul își dăduse el prea bine seama de la întâlnire că n-are cu cine se înțelege. Lăsa pe căpățânos să plece la vânat. El își căuta de lucru în altă parte. Se ducea la țărm să privească oceanul, unde se topise banchiza și unde pluteau sloiurile spre depărtările necunoscute, ca tainice nave fără pânze, fără vâsle și fără vâslași. Apoi o lua domol târziu, pe urmele pașilor și pe dâra de sânge, nu era prea greu să priceapă după aceste urme că sălbaticul și-a terminat vânătoarea, că s-a ascuns să-și înfulece prada la adăpost într-un loc dosit. Așa că se ivea în plin ospăț. Ridicat în două labe, saluta șăgalnic cu palma la tâmplă ca și cum ar fi spus Poftă bună, căpățunosule, bucuros de oaspeți! Sălbaticul nici nu mai avea vreme să se șteargă la bot. Fugea, rupea pământul. Fram se instala și sfârșea prânzul celuilalt. Sătul se bătea cu laba pe burtă și pleca să-și facă somnul de după masă, fără nicio mustrare de cuget că se ticăloșise și că trăia pe socoteala altuia. Dar de la o vreme, căpățânosul disperase să tot vâneze pentru altul. Își lua lumea în cap, porni pe un sloi plutitor către alte ținuturi, unde nu sunt urși nebuni care fac tumbe, se prefac în mingi de gumă când vrei să-i atingi și își bat joc de furia altuia. Fram rămase singur. Rămase singur și postea. Restaurantul lui se închisese. Birtașul își lăsase mușteriul flămând ascultat un fragment din Fram Ursul Polar de Cezar Petrescu în lectura Adrianei Moca. Cartea este ilustrată de Dan Ungureanu și a fost publicată la editura Artur.